viață, te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună ziua, oameni buni! A doua cafea de astăzi, de data aceasta o cafea un pic întârziată, nu din cauza noastră în primul rând, dar e o mare aglomerație în zona pieței. Cei doi invitați din această a doua parte a emisiunii sunt persoane cunoscute în județ. Este vorba de Iona Saftei, președintele ALDE Neamț. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Și domnul Neculai Eugen Vrăjitoru, candidatul partidului pentru funcția de primar a comunei Brusturi, iarăși un personaj cunoscut în județ, fost primar. Bună ziua! Bună ziua și mă bucur că am ajuns în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor. Domnilor, ca să nu mai așa, să intrăm direct în subiect, ca să spun așa. Doamna Saftei, ce mai faceți? Am înțeles că în acest moment ALDE are pe de o parte candidați proprii, pe de altă parte este într-o alianță. Explicați-ne cum stau lucrurile pentru cei care sunt, ca să spun așa, atașați de ALDE și cei care doresc să vă voteze. Domnul Bănânțu, păi să începem cu tot ce s-a spus prin o altă parte a presei, ca să o numesc așa, și anume o dezinformare teribilă în campania și preelectorală, și anume că ALDE s-a predat cu totul PSD-ului, ALDE, nu știu ce. Bun, aceste aspecte erau prezentate, sigur, de o anumită presă care ori nu s-a informat corect, ori a încercat o formă de manipulare a cetățenilor vis-a-vis de ceea ce înseamnă ALDE în județul Neamț. Și sigur, invocând județul, poziționarea acestei formațiuni chiar la nivel național. Noi nu ne-am predat PSD-ul, așa cum s-a afirmat. Am păstrat independentă structura organizatorică a partidului în tot ce înseamnă municipii, orașe și comune, deci în toate OAT-urile, și am făcut doar o alianță, o alianță, zic eu, de bun simț, o alianță de perspectivă, o alianță care va aduce beneficii județului Neamț, și anume o alianță la nivelul Consiliului Județean, doar la nivelul Consiliului Județean. Vorbim aici de ALDE, de PSD și de Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale. Noi suntem într-o formulă, într-o echipă care am demonstrat în cei 4 ani și jumătate că ne facem datoria față de cetățeni, că facem treabă mai pe românește și că tot ceea ce am promis acum 4 ani de zile s-a realizat. O să intrăm poate în detalii ceva mai târziu. Ca atare, această alianță, dacă vreți dumneavoastră, are și o componentă morală, sigur și una moral-politică, dar și una practică. Moral-politică pentru că am demonstrat în cei 4 ani și jumătate că suntem oameni serioși și că ceea ce am promis acum 4 ani și jumătate se întâmplă și se realizează inclusiv acum, și una practică pentru că ceea ce noi am afirmat și, repet, am promis acum 4 ani și jumătate, se realizează în fiecare zi. Cam asta este la această dată, la acest moment, a zice, poziția ALDE în județul Neamț și, sigur, în eșichierul politic județean vis-a-vis de această alianță PSD-ALDE, Partidul Puterii Umaniste. Avem aici un candidat la funcția de primar. Înainte de a vă ruga să-l prezentați dumneavoastră din punct de vedere al unui președinte, spuneți-ne un pic, la nivel de județ, câte UAT-uri, în câte UAT-uri mergeți cu candidat propriu? Mergem cu candidat propriu în 31 de UAT-uri. Vorbim de candidat pentru funcția de primar,
și în 17 UAT-uri cu listă de consilieri. Deci, practic, am acoperit 48 de UAT-uri din cele 83 existente în județ. Categorică ne-a luptat foarte mult cu cei care au încercat efectiv, și o spun cu toată responsabilitatea, să destructureze partidul la nivel de județ. Probabil că inițiativa n-a aparținut, știu, zice că inițiativa aici de pe plaiurile noastre bistețene și că vine de undeva de la București, cu ordin foarte clar, vedeți ce faceți să dispară ALDE. ALDE n-a dispărut. S-a ocupat de noi, dacă vreți dumneavoastră, să mă iertați poate de termeni și terminologie și îmi cer scuze, da, cetățeni, dar e bine să o spunem pe aia dreaptă. Niște fomici politici veniți după 4 ani de zile în acest județ, vorbim de pro-România, că nu aveau structuri organizatorice în teritoriu, vorbim de USR, vorbim de PNL și, sigur, n-am putea trece cu vederea faptul că s-a insistat și mi s-a spus clar la telefon. Ceva de genul, auzi, bă, prietene, ți iau pe toți. Adică, în momentul în care faci asemenea afirmație ca un politic, mie mi se pare că, de fapt, este, dacă vreți dumneavoastră, o disperare a cuiva care, neavând ceea ce trebuie în teritoriul din vedere politic, nu știa cum să facă. Și-au folosit toate metodele și vă rog să înțelegem toate metodele, tot ce înseamnă paleta largă de metode, ca oamenii de la ALDE să treacă la dumnealor. Din nefericire pentru ei, noi ne-am păsat structurile, s-au dus câțiva, asta e situația. Domnul Bălănescu, în asemenea timpul, în asemenea momente, și când e vorba de aspectul preelectoral al problemei, lucrurile se așează. Se reașează, se ordonează. Pleacă de la unele la alții, în sfârșit. Dar nu avem regrete pentru cei care au plecat. Când, de exemplu, dacă mi-a plecat unul la o anumită formațiune politică, pe care eu l-am dat afară, că nu și-a plătit contribuția, nu și-a plătit cotizația, 5 ani de zile, 4 ani de fapt și ceva, la partid, n-am niciun regret. Să le ia ei și să facă cu el ce vor. Dar în momentul în care iei jumătate de miliarde la Consiliul Local Piatra Neamț, și nu ai bunul simț să dai 50 de milioane partidului cotizația statutară, firească. Ce să mai cauți la mine în partid? Ce să mai cauți în ALDE? Du-te, băiatul, la alții. Și, sigur, într-o altă emisiune am să vin cu nume, că merită să-i spunem, să-i devoalăm pe asemenea oameni cu asemenea caractere, iertați-mă în ghilimele, înalte. Și atât. Am înțeles. Haideți, vă rog, să-l prezentați pe candidatul dumneavoastră la primar pentru Comuna Brusul, pentru că e cel mai bine că dumneavoastră să-l prezentați, după aceea îl rugăm și pe dânsul să completeze prezentarea. Eu eventual să adaug ceva, pentru că domnul Vrăjitoru este și face parte, dacă vreți dumneavoastră, din o poate mult spus, dar o spun cu eleganță, dintr-o elită, ceea ce înseamnă membrii ALDE și candidați pentru primăriile pe care noi le avem. Avem oameni foarte buni candidați pentru primăriile din județul Neamț. Cu toată această luptă care vă spuneam, domnul vrăjitorul Eugen Nicolae sau Nicolae Eugen, e fost ofițer, e pensionar, a mai fost primar în Comuna Brusului, a făcut ceea ce trebuie în Comuna Brusului și sunt sigur că va face în continuare, mai mult decât atât, n-aș vrea ca să fiu cât optimist în ce înseamnă prezența domnului Vrăjitoru în conceptul ăsta luptei politice în Comuna Brusului. Și am certitudinea că primăria de la Brusul va fi câștigată de ALDE, pentru că
domnul Vrăjitor, pe lângă faptul că este un om practic și un om care a demonstrat că știe administrație, este și un om cult. Când spun asta, mă refer la faptul că e scriitor. E un om cu activitate diversă pe care o să prezinte dumnealui. Și când spun toate astea, nu spun la modul laudativ. Este o realitate și este bine ca sigur cetățenii să cunoască această realitate. Mai mult decât atât, este un creștin în esență. Pentru că seară, după 8 ani de zile, după plecarea domnului Vrăjitorul de la primăria Brusturi, s-a simț lumina unei cruci de pe dealul comunei Brusturi, acum 8 ani de zile, și aseară la ora 9 am reaprins lumina acelei cruci, odată cu venirea domniei sale, și pentru candidatura de care spuneam pentru comuna Brusturi, aseară la ora 9. Domnul Vrăjitorul, aveți cuvântul. Ca să spun așa, în calitate de fost primar, acum candidat, cum vedeți dumneavoastră această candidatură într-un context destul de nou, așa, pentru noi, ca viață politică locală? Nu știu în ce măsură se simte acest lucru și la Brusturi. Întâlnindu-l pe doamna Saftei, după discuțiile cu dânsul, mi-am dat seama că este necesar să mă întorc în comună, să continui proiectele pe care le-am început. Cu sinceritate spun că de când am plecat din 2012, Comuna Brusturi n-a mai acceptat niciun proiect european. În perioada cât am fost 4 ani viceprimar, 96, 2000 și 2012 primar, 3 mandate, am reușit să aduc aducțiune cu apă în comună, canalizare, stații de purare, asfalt. Am betonat două drumuri forestiere, ele trec prin mijlocul satului, dar le-am transformat din comunale în forestiere ca să pot accesa prin măsura 125. Și de atunci doar ce s-a mai făcut în comună prin acele fonduri guvernamentale care s-au dat. În rest, nimic. Aceasta mi-a fost marea dorință să mă întorc, să aduc Brusturii măcar la nivelul la care l-am lăsat în 2012. Comuna Brusturii în 2012 era o comună, când se vorbea și la Consiliul Județean și în Piatra Neamț, o comună care era comparată de multe ori la accesare de proiecte europene cu orașul Bicaz, chiar dacă era oraș. La ora actuală, totul a înghețat. La nivelul anului 2012, exact cum spunea și doamna Saste, o cruce care este ca un simbol, o cruce care protejează pe cel mai înalt punct, 540 de metri, dealul Vezunian, satul Poiana, și care e considerată protectoare a locuitorilor din această comună, nimeni nu a mai aprins-o de când am plecat. Ieri am chemat de la Piatra Neamț o echipă de meseriași, de electricieni. Am pus-o în funcțiune și aseară împreună cu domnul vicepreședinte am aprins-o. A fost o bucurie mare atât pentru mine, cât și pentru locuitori. Și am luat-o ca un îndemn la muncă, un îndemn de a face ca acea cruce care încălăuzește pașii în noua campanie, să-mi aducă succes și să pot fi de folos locuitorilor și consătenilor mei și semenilor mei din comună. Am în vedere că și perioada de accesare a proiectelor europene se va prelungi până în 2024, deci încă mai este o perioadă destul de mare când se pot atrage fonduri și se pot realiza multe în comună. Avem nevoie de ducerea mai departe a celor proiecte pe care am spus că le-am început și au rămas la nivelul de atunci, trebuie dusă aducțiunea cu apă și în celelalte sate, Târzia, Groș, chiar și în Brusturi, pentru că nu am pus decât conducta principală când am, în 2010-2011 când am adus, la fel canalizarea. Vreau să mă implic. Am construit o clădire în suprafață de 640 de metri pătrați, trifazic, apă, canalizare, deci tot, dar este închisă la ora actuală. Deci nu a fost folosită nicio zi. Eu am avut un proiect pentru un centru de zi pentru copiii defavorizați din comună, dar nimeni nu a mai continuat. La ora actuală nu cred că va mai menține această destinație, întrucât numărul copiilor, natalitatea în comună a scăzut, pentru că tinerii, majoritatea, sunt plecați în afara țării. Dar voi căuta să aduc un investitor
să-i dau utilitate acestui loc și cred că voi găsi. Voi căuta să aduc un investitor fără un leu chirie, dar voi beneficia de faptul că îmi va angaja cel puțin 25-30 de oameni în comună, iar impozitul de salarii vine tot la comună și deci va fi benefic și pentru oameni din comună, că voi crea niște locuri de muncă, cât și pentru primărie. La fel, vreau să beneficiez, chiar ieri mă uitam, la măsura 7-1 sau 7-2 la AFIR, prin fonduri europene, pentru îmbunătățirea patrimoniului cultural, având în vedere că în pădurea din satul Poiana, punctul numit Borta Dracului, unde în al doilea război mondial au murit 14.000 de ostași, fiind al doilea loc din țară unde au fost cei mai mulți soldați care și-au dat viața pentru apărarea patriei, și este o mănăstire Sfânta Cruce, vreau, în colaborare cu Direcția Silvie, cu Primăria Vânători, Consiliul Județean Neamț, să modernizăm acel drum care vine de la Nemțeșori, Comuna Vânători, să treacă, și chiar i-am dat numele în perspectivă, Drumul Crucii l-am numit, să fac legătura între mănăstirile din Neamț, mănăstirea Neamțului, Agape, Avaratic, trecând pe la Sfânta Cruce, mănăstirea Boroaia, să facem legătura, să fim o punte de legătură între mănăstirile Neamțului cu mănăstirile din nordul Moldovei. Da, Bucovina. Interesantă idee. E vorba de un... Și e foarte ușor de făcut, întrucât am reușit până la Marina, până la intrare în pădure. Drumul este betonat de când eram primar, deci ar mai fi vorba de vreo 7 km de drum. Exact cum Borca, și în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, se chinui, încă nu l-a terminat, să facă drumul Baltagului de la Borca la Mălin. Să lucrează. Asta vreau și fac și eu la mine în comună. Și cred că și satul din comună, fiind mai mulți turiști, va beneficia și de consum, de vânzări, de alte treburi, deci se poate prospera. În momentul în care ești pe un circuit turistic, da, inevitabil da. Poți să crești. Pe urmă, vreau să mă implic și chiar mă implic și acum, chiar dacă nu sunt primar, că am rămas, cred că, cu o plăcere de a deschide internetul aproape zilnic și a căuta ce măsuri, ce submăsuri, ce sesiuni de depunere proiecte la AFIR Iași sau pe alte fonduri pe care sunt, pe la Ministerul Muncii, peste tot. Și vreau să mă implic mult pentru ajutorarea tinerilor, pentru că ei nu au nici pregătirea necesară, doresc să facă, dar nu știu ce, nu știu cum. Chiar acum am avut de la doi tineri solicitarea să-i ajut pentru a accesa un proiect, unul pentru achiziționare de utilaje agricole, mașini și utilaje agricole, și unul pentru modernizarea unei ferme de vaci. Da, trebuie să fac un grup de acțiune locală, că altfel individual nu mai au șansă acum prin AFIR să acces aceste proiecte, dar făcând un grup de acțiune locală la nivelul comunii, în colaborare cu primăria, vor putea accesa aceste proiecte și prin asta va beneficia comuna, va beneficia agricultura, tinerii nu vor mai pleca afară, vor rămâne acasă, pentru că locurile sunt frumoase, oamenii sunt buni, avem oameni gospodari, oameni cu frică și credință în Dumnezeu. În fiecare biserică, după cum știți, în fiecare sat, după cum știți, comuna, există câte două biserici, că noi suntem cam 50-50% pe stil nou ortodox, pe stil nou și 50% pe stil vechi, dar pentru asta nu contează, doar 13 zile diferența de calendar. În rest, oamenii se înțeleg între ei, sunt oameni buni, dar au nevoie de sprijin. Vreau să vă întreb ceva înainte de a-i da cuvântul domnului Asaftei. În comună, cum e situația pământurilor? Se lucrează, nu se lucrează? Se lucrează, dar din păcate, în loc să fi beneficiat oamenii din comună la noi, este venit o asociație de la Iași, care au acaparat, cred că... Au concesionat terenuri? Da, concesionat și cumpărat. Care, cum au vrut să-l vândă, cumpără cu 200-300 de lei. Asta este, ar fi un subiect cu toți cei care candidează în zona rurală. Ce se întâmplă cu pământurile de acolo? Pentru că, până la urmă, asta îți arată și forța comunei și bunăstarea cetățeanului și modul în care el reușește să prospere. Pentru că una este să lucrezi tu pământul sau să ai o asociație a oamenilor de acolo și alta e să vină cineva să-ți dea o dată pe an niște produse sau niște bani. Vreau să spuneți ceva, domnul Asaft, v-am văzut... Nu, îi dădeam dreptate, domnului vrăjitor, apropo de acel drum de la
Biserica Sfânta Cruce, Domnăstirea Sfânta Cruce, pentru că e un proiect mai vechi. L-am gândit, în sensul că acum trebuie să iau din ce înseamnă, a zice, promovarea de către domnul veștorul a unei asemenea idei, dar am gândit că de câțiva ani de zile l-am discutat la nivelul Consiliului Județean, îl avem în vedere pentru mandatul viitor, să ne dă Dumnezeu reușită și sper ca cetățenii să aprecieze ce am făcut noi, cel puțin cei care am fost la Consiliul Județului și suntem încă în această perioadă. Și vorbesc de la Mănăstirea Sfânta Cruce, se vine spre Nemțișor, se vine spre Mănăstirea Neamțului, spre Secu, Sihăstria, se pleacă spre Sihla, de la Sihla se coboară la Agapia și tot prin pădure până la Văratec. E un drum de o frumusețe aparte, e un drum încărcat de dumnezeire, cum spun eu, și mai mult decât atât, turistul nu doar că se va simți confortabil, dar va deveni frate cu codru, pentru că merge mai mult prin păduri. Să nu devină haiduci de acolo. Să nu devină haiduci, da. Frate cu codru și pune faptul că va evita acele drumuri aglomerate care înseamnă trecerea în orașul Târgu Neamț pe drumul național, pe drumurile județene. Deci e o altă cale care leagă așa într-un fel de corier aceste mănăstiri de la Sfânta Cruce și până la Văratec. Să știți că în vremurile astea și haiduce este bun. Eu am înțeles nuanța. E bine venită. Acum. Dar atunci când punem problema, metaforic bineînțeles, că trebuie să mai luăm de la bogați să dăm la săraci, ar trebui să o facem asta prin lege, prin legislație. Și sperăm ca viitorul Parlament să țină cont și de așa ceva. Domnul președinte, o întrebare pentru dumneavoastră de la un telespectator. Toată lumea vorbește, vom face proiecte. Sunteți întrebat, ALDE, ce proiecte propune pentru județul Neamț? Am văzut domnul Vrăjitor, el a venit cu chestiuni concrete. Domnule, vreau să fac asta, în comună, asta. Vreau să continui ce am început și, mă rog. Domnul Bălănescu, pentru telespectatorul care a pus întrebarea și mulțumesc, trebuie să plecăm de la o realitate efectivă. ALDE a fost cel, sau partea politică, știu, care a asigurat stabilitatea și majoritatea în Consiliul Județean pentru a realiza până acum ceea ce se vede pentru oameni de bună credință că s-a realizat în județul Neamț. Ce ne propune? În primul rând, eu plec la un considerent foarte clar și anume că drumurile județene trebuie finalizate în totalitate. Mai avem vreo 8% din ceea ce însemna acum 4 ani, mai sunt 8% din ceea ce înseamnă drumurile județene modernizate, reabilitate și modernizate. Pentru că omul să simtă, repet, confortabil și cel care participă la trafic în spațiul respectiv sau în zona respectivă. Mai mult decât atât, mai avem încă proiecte de realizat din ceea ce noi am hotărât. Noi la această oră, domnul Bălănescu, culegem roadele ceea ce am hotărât acum 3 ani de zile. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru, că un proiect nu se realizează peste noapte. Durează 3 sau poate chiar 3 sau chiar 4 ani de zile până la punerea lui în practică. La această oră, pe toate drumurile județene se lucrează, acolo unde au mai rămas la Bahna, la Slobozia, Nistia spre Boghice, acolo. Se ură de drumul Baltacului, apropo de Borca, Mălin, pe la Sabasa. Deci astea sunt niște realități. Ce ne propunem noi? Păi în primul rând îmi propun să văd drumul național, care nu e în competența noastră, dar prin ceea ce noi am făcut de la Consiliul Județean, prin toată intervenția noastră, pornind drumul de la Bicaz, Poiana Largului, să fie modernizat
de acolo la Poiana Largului să plecăm spre Bistecioara, spre Durău. Și de la Durău să venim pe axial izvorul muntelui Bicaz și să închidem mare dintre munți într-o lacrimă, într-un cerc, dacă vreți dumneavoastră, într-un cerc turistic de o frumusețe aparte. Pentru județul Neamț a zice că va fi acea componentă în care, din punct de vedere frumusețe turistice, vom bate și județul Suceava și județul Brașov. Apropo de drumul pe la Palma, în sfârșit, la Suceava, și apropo de drumul de la Brașov până în Poiana Brașov. Deci, asta fi una din cele ce probleme care sigur le avem în vedere și o fi drumul de vedere al alte. De asemenea, ne gândim la și un proiect mai vechi, pe care eu vorbesc de mult timp. Ne gândim la a face din lacul Bicaz, mă rog, izvorul muntelui, cum se spune, un fel de componentă modernă a turismului nostru. Asta înseamnă să facem și drumul la Bicaz până la izvorul alb și pe partea cealaltă, vreo de DN15. Eu am tot făcut o comparație, bineînțeles, păstrând proporțiile, pentru că e firesc să fie așa, am de lacul Como, din Italia. Să facem, sigur, pe malul lacului, prin legislație, prin concesionare, prin trecere la Silvic, la cei care au o inițiativă și vor să intre în asemenea proiect, să construim pe malul lacului, așa, dând terenuri la vreo 15 metri lățime, vreo 20-30 metri lungime, pe malul lacului, celor care vor să investească în zona respectivă. Dar, sigur, cu o componentă principală, și anume, să țină cont de legislația de mediu. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă mergem în zona barajului, avem acolo, și o spun de fiecare dată, avem acele pagode, acele nenorociri, ca să zic altceva, care deversează efectiv în apa lacului tot ce înseamnă, dacă vreți dumneavoastră, hai să zicem contra mediului, ca să fie elegant în termen. Dejecții. Dejecții, da, mă rog. A zis, contra mediului așa, împotriva mediului. Ei, ar trebui mutate și alea de acolo, iar, sigur, lacul de jur împrejur, și-o pun 15-20 km, cu cei care au terenul în sectorul privat, se va negocia, se va cumpăra terenurile respective, dar să se construiască în această zonă. Categoric, mai vreau ceva. Și voi propune asta. Vorbim de acea gondolă, telegondolă, telecabină, care să plece din Durău până pe Ceahlău. E atât de important acest lucru pentru că țin atât de mult la județul ăsta și la țara noastră frumoasă, încât a merge cu telecabina până pe Ceahlău ar facilita, sigur, prezența oricărui cetățean, indiferent de vârstă, să urce pe Ceahlău și să vadă marea cea mare de pe Ceahlău de acolo. O să spuneți, domnule, zonă protejată, nu se poate. Domnul Vărnescu, se poate. Totul se face prin voință politică și, sigur, legislativă până la urmă. Nu, în ultimul rând, ne gândim la a moderniza tot ce înseamnă infrastructura rutieră din județ. E foarte important ca să terminăm și componenta de 8 până la 10% din drumurile județene. Cam asta am făcut noi în aceștia 4 ani de zile. Nu mai vorbesc de apă, canalizare, modernizare de spitale și așa. Deci ALDE are ce face, a avut ce face în aceștia 4 ani de zile și are ce face aceștia acum înainte. Da. Domnul vrăjitor, vedeți ce spune domnul președinte apropo de modernizare drumuri județene, dar într-o comună destul de, hai să-i spunem, mijlocie, spre mică, da? Care sunt necesitățile oamenilor acum? Pentru că, mi-aduc aminte ce spuneați la început, ați adus canalizare, apă. Eu vă întreb, câți oameni sunt racordați la canalizare și apă? Câtă lume își dorește cu adevărat să aibă gaz metan în curte sau nu? Adică, facem lucruri multe,
Și nu știm, ne bifăm acolo. Valea Ursului. Are canalizare? Are. Are apă? Are. Și întreb, domne, câți clienți are apa? Câți clienți are canalizarea? Și ne dăm seama că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar așa cum le spune triumfalist cineva sau altcineva. Ce își doresc oamenii ăștia? Da, în comună la mine, deci din 3200 de locuitori, nu cred că mai sunt 3200, că nu mai știe nimeni o statistică exactă cât sunt plecați în afară, circa 800 sunt racordați la alimentare cu apă. O, încă e bine. Da, încă e bine față de alte comune. Eu mi-am luat măsuri când am accesat proiectul pe 125 de detonat drumul din Tată Poiana, înainte am tras până în fața porții. Sau chiar până în curte. De acolo cetățeanul, când dorește, să-și tragă apă. Și că am zis că dacă 5 ani de zile nu mai aveam voie ca să mai strâng betonul, ca așa, orice proiect european, 5 ani de zile n-ai voie să umbli la el. Și așa că tot satul aproape este legat la apă, satul Poiana. Brusturi, doar rețeaua principală de la rezervorul de apă până în Poiana. În rest, am satul Târzia, care are strict nevoie de apă. Fântânile în vara aceasta, cu căldurile care au fost, au început să sece. Acum le-au dus pompieria la Târgu Neamț, le-au mai dus apă la oameni, dar asta e electorală, că până săptămâna asta nu le-au dus nimeni. Deci au nevoie. De canalizare au nevoie. Nu mai spun la Groș, trebuie alt proiect separat. Chiar dacă eu am rezervorul calculat din proiect pentru 2500 de gospodării, fiind satul Groș fiind undeva într-o depresiune, în capătul comunii, trebuie să fac separat instalații, separat rezervor, și de acolo am un avantaj mare, că există un izvor care nu se ca niciodată. Spun bătrânii că în 47, când a fost secetă în România, de acolo luau apă majoritatea oamenilor din comună. Deci n-ar fi o greutate mare. În rest au nevoie de drumuri, pentru că eu am făcut pe cele două măsuri, 3.2.2 și 1.2.5, am făcut, dar doar drumurile principale. Drumurile vicinale sunt tot cu piatră și nu numai cu piatră, și cu gropi. De ce să nu recunosc? Deci este nevoie de muncă. Au nevoie de locuri de muncă. Și chiar mă gândeam când vorbea domnul vicepreședinte, pe timpul ceapiolului, la noi era o tradiție cu sutuiilor, iar coșurile din uiele, și acum în satul Groș, în fiecare marți, când este zi de târg în comuna Boroia, comuna vecină, merg și vând aceste coșuri. Deci foarte ușor ar fi mobilizați tinerii, oamenii bătrâni, mai de acum pleacă, mobilizați și făcut niște mici IMM-uri, mici ateliere pentru confecționarea acestor produse. Și erau acele cooperative. Da, cooperative, care erau, chiar am înțeles, eu nu eram în comună, eram în Brașov, chiar funcționa una și pe lângă primărie, am înțeles pe timpul ăla. Cu cauciuc, cu, nu mai știu, cauciuc, cam așa ceva făceau atunci. Dar vreau să le aduc din nou în fața oamenilor, pentru că eu le văd chiar benefice, că se vând. Nu vedeți cum se face în țară la noi acum, ziua ei, ziua nu știu ce. Deci produse care pot să le aducă un venit. Aveți o ei pe dumneavoastră? Da. E de acolo? Da. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Deci, eu am înțeles, asta e vorba de drumul. Eu vă întreb ce își dorește un cetățean care stă în comuna Brusturi și în afară de drum, că își lucrează sau nu își lucrează pământul, că are... Așa. De, ce poate să facă un cetățean la Brusturi? Ce poate să facă la ora actuală? Aproape nimic. În Brusturi, da. În Brusturi avem o bibliotecă destul de bogată, peste 11.000 de volume, dar aceeași idee o am chiar în satul Poiana, că am două școli la ora actuală închise, făcute școli de când eram primar, că le-am făcut unul pentru un proiect european, unul prin Banca Mondială, și sunt închise din cauza lipsei copiilor. Și aș vrea, printr-o fundație, printr-o solicitare publică, să strâng un fond de carte, că vedeți că mulți oameni la oraș, cel puțin, le găsim pe lângă containere, maldere de cărți care se aruncă. Și le-aș colecționa pe toate și chiar am întâlnit în Poiana un om voluntar, mi-a spus, dacă tu reușești să faci treaba asta, eu voi funcționa ca un post voluntar de bibliotecar acolo. Și cred că ar fi bine, că la ora actuală trebuie să recunosc
sau cam uitat să citească. Doar ce mai citesc pe Facebook și pe internet, dar în rest nu. Da, un spectacol, ceva. În rest, Ziua Comunii am avut-o de când nu eram, dar nu, acum știți că nu s-au mai făcut nicăieri. E numită Floare de Tei. O făceam în fiecare an. Da, am adus și atunci, inclusiv Benoni Sinulescu a fost la Brusturi. Deci aduceam și soliști de muzică populară și asta. Dar acum doar Ziua Comunii, fotbal. Când am intrat în mandatul 96-2000, am adunat copii de la Onoare și dumneavoastră știți foarte bine că în 2002 am reușit în 5 ani să promovez în divizia C cu Flacăra Brusturi. Că îmi spuneau toți, încă eu am dat un interviu, dacă cred că chiar la dumneavoastră, și am zis că îmi doresc ca Flacăra Brusturi să vadă de la Piatra Neamț. Dar acum s-a terminat cu fotbalul, cu toate că am nocturnă. Am reușit tot pentru un proiect guvernamental, prin ordonanța 97, să nu știu cât era atunci. Și am făcut terenul de fotbal cu vestiare moderne, cu apă, cu tot, 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 și nocturnă. A fost o plăcere când se juca la Brusturi pe nocturnă. Acum a plecat și placarda, firma Flacăra Brusturi de acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Am înțeles. Vedeți, domnul președinte, cam care sunt problemele în sate, în comune? Pentru că noi spunem, da, ne trebuie infrastructură obligatorie. Ne trebuie asta. Ei, dar oamenii ăștia au nevoie și de altceva. Nu numai de... Apropo de inițiativa lui Eugen, vin în întâmpinare și o spun aici, vin și-o văd 200 de titluri, apropo de cărți, la Chekhov, Stendhal, în sfârșit... Creangă, Eminescu, Sadoveanu și voi contribui într-un mod, a zice eu, firesc la acel fond de carte pentru Comuna Brusturi. S-a atins o problemă aici și aveți perfectă dreptate, domnul Vărănescu. Domnule, aducem apă, canal, câtă lume s-ar acordat la așa ceva. Și ce a propus acum un an și jumătate ca statul, prin organisme abilitate, Consiliul Județean, în sfârșit, primării, să găsească acele modalități. Că de acolo, de la stradă, până în casa omului, să suporte cheltuielile pentru apă și canalizare, mai mult decât atât. Să venim cu 20-30 de modele de băi cu tot ce presupune o baie modernă și să-i spunem și domnule, care să o alegi? Asta. Dom'le, ai să o plătești în 10 ani sau în 15 ani. Pentru că foarte multă lume, în lipsa asta de bani, care se manifestă din nefericire, nu are acces la așa ceva. Vorbim de lipsa financiară, lipsa de bani. Mai mult decât atât, știți care și o componentă psihologică? E teamă să introducă apă în casă, pentru că cine știe cât voi plăti peste 7 luni sau peste 2 ani de zile? Că ăștia toți scumpeți, bre! Și omul evită și merge, să mă iertați, la toaleta din grădină și la puțul care l-are în curte. Deci noi trebuie să venim în sprijinul cetățenilor și să schimbăm un pic și această componentă practică pe undeva, dar și mentalitatea. Dacă îmi permiteți, în legătură cu ce a spus cu apa, da, dacă să putem să venim în sprijinul cetățeanului referitor la preț, ar trebui să scăpăm de această centralizare care există. Categorie. Pentru că eu m-am chinuit, eu am făcut studii de fezabilitate, eu am făcut proiectul pe 3-2, eu am adus... Am făcut licitația, am adus apa în comun, am adus canalizare. Când am terminat lucrarea, a venit operatorul Piatra Neamț, n-ai voie să-i dai drumul până când ne-o predai nouă. Inclusiv un transformator care l-am făcut pentru unii am săpat și am făcut puțurile de alimentare cu apă și a trebuit să fac la rețeaua electrică, nu ducea linia, un transformator ridicător de tensiune. Am dat vreo 700 de milioane atunci, în 2010, și a venit EON-ul, e al nostru. Cum e a vostru? Eu îl plătesc, e a vostru. Apa la fel. Piatra Neamț numai vine și pune prețul și îl mărește. Și ia banul. Dar nu a făcut nimic. Că am spus de multe ori la primar, că eu am vrut să colaborez cu el, am și experiența care eu am și am zis, păi, pun și tu problema la ăștia la Piatra, când e la Consiliul Județean și asta.
Doamne, să vină operatorul, dacă eu îi dau bani, omul îi dă bani în fiecare an, să facă ei mai departe o extindere. Deci se ducă apă mai departe, unde trebuie, în captul celălalt sat sau în Târzia sau în alt sat. Așa numai să iei bani și măresc prețul, ca și la gunoi, la fel. Asta este o altă problemă, gunoi. Da, și gunoi. Gunoiul, cred că dacă l-ai cumpăra, îl iei mai ieftin decât plătești că vine mașina o dată pe săptămână. Da, da. Deci asta... Și vin prețuri impuse. Chiar eram în consiliu, că am stat vreo 3 luni în consiliu, că nu mi-am dat demisia, n-am mai stat. Impuse. Prețuri impuse de la centru, băi, votați, nu votați, o mai face de 7 ori ședința consiliului ca să și mărite scoată de etapă preț, să scoată preț. Iată, ce spune Eugen aici, apropo că intervenim și, iartă-mă, Eugen, un pic, de ce m-am opus eu în Consiliul Județean, dacă vă amintiți, domnul Vlănescu, scumpirii gunoiului? Domnul, ce să scumpești gunoiul? Veniți cu o situație clară și arătați-ne care este metodologia scumpirii. Și aveți voi la bază când cere scumpirea gunoiului. Să știți că am putut amâna vreo câteva luni de zile problema asta a scumpirii gunoiului. Până la urmă, nu mai ținea de componenta Consiliului Județean, ținea sigur de OAT-uri. Și primare, în drăgălășenia lor, au hotărât scumpirea acestui gunoi pe care dacă vii să-l cumpere mai ieftin decât înseamnă la această oră prin, mă rog, strângeri sunt gunoi de către operatorii de pe piața de pe piața acestor deșeuri menajere. Dar nu deci, numai asta. Vin mașinile. Mașinile pe unde trec? Pe drumul principal. Pe uliță nu intră o mașină. Că ar putea să găsească o mașină mai mică să intre și pe uliță. Sunt 3-4 gospodării să ia gunoi. Nu le-a. Dar pe omul respectiv este obligat să plătească. Ulița unde ați fost? Unde e casa bătrânească al mama? 150 de metri. Ce intră vreo mașină acolo? Adică plătesc gunoi, îmi vine fiecare lucru. Sunt oameni bătrâni și nu pot ieși până la strada principală cu gunoi. Deci, dar ei sunt taxați, este clar. Exact, sunt multe aspecte și e dureros, domnul Bălănescu, e foarte dureros că se întâmplă așa ceva. Vedeți dumneavoastră, noi ne propunem multe inițiative la nivelul Consiliului Județean, mai trebuie să fim și ascultați. Când spun așa ceva, la ce mă refer, eu am propus, inclusiv la această instituție, numește APASER, care ține de Consiliul Județean, oameni buni, prin eforturi comune, prin fonduri care le atragem, prin fonduri guvernamentale, revin la ce spuneam acum câteva minute, haideți să vedem cum aducem civilizația în casa omului, apropo de baie și toaletă în casă. Să știți că nu s-a găsit partea legală. Eu când aud că nu se găsește partea legală, poate e mult spus că nebunesc, Doamne iartă-mă, dar sigur că mă apuc așa un fel de furie, pentru că, domnul Bălănescu, legea e făcută de oameni și poate fi schimbată tot de oameni. Spunea aici Eugen un lucru deosebit de important. Domnule, eu trag, fac asta și văd că merg pe o centralizare excesivă și spune, domnule, ea mea, eu operez cu asta. Păi mie mi s-a întâmplat ca să trag gaz metan. Acum vreo 20 de ani, de la 2 km și jumătate dintr-un câmp de undeva, deci este conducta mea. Și mi s-a spus clar, apropo de autoritatea asta pentru reglementarea în energie, dom'le, asta este legea. A venit vecinul și, iertați-mi, dar așa e terminul comun așa. S-a înțepat în conductă și a trecut gaz metan. Mă, tu ai auzit de cheltuieli și de muncă? Acum vreo 20 de ani m-a costat grosier ceea ce am făcut ca să gaz metan la 2 km ceva, sigur în zona în care știu eu desfășură activitatea, să mă desfășura. N-au nicio treabă. Așa este legea. Mă, dar cine a făcut legea asta? Cred că a fost făcută de unul și s-a aprobat așa în, a zice, la grămadă, că avea pe undeva un interes să trag el de undeva o anumită, știu, așa și băi, hai că e bine așa. Acest bine așa s-a extins și iată că vine cineva și din conducta ta care este a ta vine și se înțeapă și spune că n-ai cum să te atingi gazul ăsta nostru. Noi beneficiem. Măi tovarăși, măi oameni buni, mă înzăpăciți-vă. Puneți-vă mâna, schimbați legea și faceți-o dreaptă. Că despre asta este vorba. Bun, acum cine trebuie să schimbe legea? Păi nu avem un parlament suveran, domnul Bălănescu. Da. Dar la propunerea
unor oameni și nu ai făcut asemenea propuneri. Propunerea trebuie să toate în seamă. Da, da, uite. Oricând te duce în Parlament și ridici mâna mecanic în funcție de gestul ăla a conducătorului de grup și să suntem în romantică. Da, da, acum... Lovește în ce se înseamnă conștiința. Ce spunea domnul cu gazul. Cu gazul. Cu gazul acum e înțeapă pe oameni cu minciuna, nu conducta de gaz. Pentru că în toate comunele, dacă mergeți acum, primăria, personalul primăriei, îl vezi cu un registru sub braț. Băi, de Costică, semnează aici, ești de acord să-ți bag gaz? Toată primăria, funcționari publici care sunt plătiți din banii noștri. Acum sunt scoși de primari, îi găsim în comună. Câte patru într-un sat? Bine, e componenta electorală. Bun. Dar magistrala. Magistrala la Timișești. Până la Brusuri, cum o aduci, cu elicopterul? Da? Asta e o gogoriță că electorală, că îți bag gaz. Una, a doua. Toți știm cu toții. Nu-i chiar așa ușor să bai la o casă de 70 de ani, 60 de ani să-i bai gaz. Trebuie făcut un studiu de impact înainte, trebuie făcut. Nu te duci, casa cade pe el, băi, tăi, cu semnează aici că îți bag gaz. Și toate astea. Mai am un contracandidat, că eu le-am și scris pe Facebook. Eu sunt dintr-o bucată. Ce am în gușă și în căpuș, o zic direct. Vorbește la oameni, ce vă spune vrăjitor că vine el să facă proiecte, nu știu ce. El a făcut, bă, că avea o pilă la domnul Sapard, unul domnul Sapard, dar ăla a murit acum. El nu știe ce însemna Sapard, el a spus că ăla a fost o pilă de-a mea și dădeam eu bani, vin și îmi dădea proiectele. Da, o fi fost și un domn Sapard. Da, o fost la dumneavoastră contracandidatul ăsta, care eu zis că pila mea Sapard. Am înțeles. Adică cazul metan în Brusul va fi tras până în 27 septembrie. Am înțeles. Da. Am înțeles. Eu vă doresc succes. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră, și dumneavoastră. Și aștept emisiunea aceea când veniți cu nume, cu oameni. Voi veni, pentru că, domnule, cât onorabilitate poți să ai să vii să ceri votul cetățenilor din municipiul Piatra Neamț, când acum 4 ani de zile umblai pe deasupra orașului cu stropitoare. O să explic mai târziu ce înseamnă asta. Da, ne oprim aici, vă dorim cele Doamne bune, ajută, mulțumim. Sănătate, numai bine. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Un minut vă rugăm să rămâneți ca să putem încheia. Cele bune, sănătate.